Ai, salutare, salutare, prieteni, și bine v-am găsit. Să zicem din nou la un nou vlog, așa de seară, de apus de soare. A început să lasă frigul, gerul. Încă mai avem vreo 3 zile de ger, până sâmbătă. Azi e miercuri. Încă n-am filmat cu pârtia de la Călugărie în Prahova. N-am filmat și am zis să vă arăt și vouă cam câtă zăpadă a mai rămas. Deja s-a cantocit pârtia. O să vă arăt imediat despre ce este vorba. Nu, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor, la toată comunitatea de pe canalul meu. Am ajuns la un mic prag, să spunem, de 500 de abonați. Țin să mulțumesc tuturor, multă sănătate și să dea bunul Dumnezeu să ajungem anul ăsta la un K, adică la 1000 de abonați. Da? O să încerc și să postez mai des, acum depinde cum permite și timpul, na, și serviciu, da? O să încerc să postez mai multe vloguri, mai multe activități din viața reală, da? Și hai să vă arăt și vlogam cum se prezintă pârtia din Călugărie în Prahova, da? Da, cam așa se prezintă. S-a cam luat zăpada pe unde s-a dat cu sănile, cu sacul, da? Încă mai avem zăpadă, încă se mai menține, că a fost frig, a fost ger, foarte ger, foarte mare ger a fost, ger, da? Încă a început să bată vântul și e ger, da? Cam asta e zăpada pe aici pe pârtie, da? La ieșire din Călugărie. Vă așteptăm weekendul ăsta care vine. Să mai vă distrați cu zăpadă, să vă bateți, să mai vă dați pe derdeluși, încă mai merge, să zicem. Da? Să mai poate face o pârtie aici unde zăpadă, cu schiurile, a fost zăpada mare, a fost ger, s-a menținut zăpada, da? Încă se menține, da? Săptămâna asta am zis ger, noaptea e geroasă, ziua e cam cu minus, nu prea e un plus, un grad maxim, 2. Și încă se menține zăpada, merge de schiat destul de bine, da? După cum se vede, zăpada, da? Un ATV cu săniuș, cu o schiură merge, da? Că e înghețat, acum merge tare schiurile, da? De asta am vrut să vă arăt și vouă cam cum se prinde pârtia. Deja au fost foarte multe persoane aici în zonă, pe timp de weekend, sâmbătă, duminica și duminica trecută, a fost lume mult aici. După cum se vede, e bătătorită zăpada, da? Avem zăpadă destul aici, încă mai avem, de asta am zis să vă filmez și cu pârtia din Călugărie, încă n-am ajuns cu schiurile să le probez. Cred că sâmbătă sau duminică o să probez și aici schiurile dacă să vin, să fac și o tură cu ele, da? După cum se vede, să vedem niște urme de schiuri pe aici, da? Deci, care este după în zonă, pe apropiere, puteți să veniți aici când vreți, pe timpul săptămânii sau pe weekend, da? Și apusul de soare se vede, deja s-a mărit și ziua și a apus soarele acum de ceva timp, câteva minute, 10 minute, un sfert de oră a apus, da? Frumos se vede, da? Zăpadă a fost foarte bună, foarte mare a fost zăpada, da? Nu să știi dacă mai ne întâlnim cu zăpada asta. Nu să știi dacă ne mai întâlnim, da? Cu zăpada asta. Și ce să spunem, să profităm de ocazie, de timpul ăsta geros, zăpada să menține cât de cât, încă nu s-a luat, da? Și vă așteptăm un număr cât mai mare, da? A plăcut acest mic vlog cu prezentarea pârtiei, da? Eu vă doresc multă sănătate și încă o dată mulțumesc la toată comunitatea de pe canalul meu, că am ajuns la 500 datorită vouă. Eu voi încerca să postez, să zicem, mai des orice activitate care voi face în viața reală. Sper să mă înțelegeți fiecare, care apreciază, apreciază, care nu are nex mai departe, să ducă și pe alte canale. Nu e obligat să aprecieze ce fac eu. Da? Și haideți că o să închid acest vlog. Dacă v-a plăcut peisajul de aici, de pe pârtie, dați și voi un like.
un share mai departe sau distribuire să vadă și prietenii voștri, poate vine și el pe pârtie. O abonare, un subscribe sau abonare, cum vreți, da? Eu vă doresc multă sănătate, să ne vedem cu bine la următorul vlog, la următoarea activitate, da? V-am salutat!